și bine v-am găsit la Free Time. Astăzi am ajuns tocmai în Republica Moldova. Suntem în inima Chișinăului și zic pe bune când zic în inima Chișinăului. Și vom face o mică plimbare și vom vedea ce puteți vizita și ce locuri frumoase sunt aici. Și în momentul de față pornim exact din fața teatrului Maria Bieșu, teatrul de operă și balet. Și o să ne îndreptăm spre stânga ca să mergem exact la Arcul de Triumf și statuia Ștefan cel Mare. Am ajuns la studia lui Ștefan cel Mare și acum recomand să intrăm și în parcul din spatele ei. O atmosferă extraordinar de plăcută, dar continuăm drumul și exact la ieșirea din parc ne întoarcem tot în spatele statuiei lui Ștefan cel Mare și mergem la Arcul de Triumf. Tocmai aici am ajuns la Arcul de Triumf și primăria municipiului Chișinău. Iar dacă mă întorc și în această parte, veți vedea și catedrala. O acoperă un copac. Trebuie să mă dau într-o. Aici. Și acum ne-am întors înapoi, exact în locul din care am plecat, pentru a merge pe axul principal și în partea cealaltă.
Și nu la scurt timp am ajuns și la președinția Republicii Moldovei, dar și la Parlament. Și aici se încheie prima zi din Chișinău, în Republica Moldova. Ne vedem în ziua a doua. În ziua a doua din Chișinău, Republica Moldova. Scopul de astăzi este să ne plimbăm puțin, să nu mă calce mașina. Să ne plimbăm puțin și să mergem și la bucuria, să ne luăm bomboane. Am luat și cele mai gustoase bomboane din Republica Moldova, bomboanele de la Bucuria. Vă recomand cu toată sinceritatea să le încercați, sunt extraordinar de bune. Și dacă tot le-am luat, haideți să ne continuăm și plimbarea. Bun, și cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut plimbarea pe municipiul Chișinău. Vă recomand cu toată încrederea să veniți, să vizitați și voi. Și până data viitoare, nu uitați like și subscribe. Și în secțiunea de comentarii să scrieți voi vreți să veniți. Bine, pa!